boli cu transmitere sexuală. Resurse educaționale pentru clasa a 7-a. Infecțiile cu transmitere sexuală sunt acele infecții transmise prin contact sexual neprotejat. Sunt cauzate de diverși agenți patogeni, cum ar fi bacterii, paraziți, virusuri și ciuperci. O persoană poate avea o infecție fără să manifeste simptome. Atunci când infecția declanșează și simptome în organism, se trece de la termenul infecție cu transmitere sexuală la termenul de boală cu transmitere sexuală. Herpesul este produs de virusul herpes simplex. Poate avea manifestări în zona gurii, herpesul oral sau în zona genitală, herpesul genital. Primele simptome constau în apariția unor mici vezicule dureroase, pline cu lichid, în cazul herpesului genital, la nivelul organelor genitale externe. Se tratează cu medicamente antivirale. Foarte mulți din cei infectați nu vor afla niciodată că au virusul, deoarece nu au semne sau simptomele sunt foarte ușoare, trecând neobservate. Când semnele și simptomele sunt evidente, primul episod este în general cel mai sever. Unele persoane pot să nu aibă niciodată un al doilea episod, în timp ce altele au episoade ce se repetă pe parcursul a câtorva zeci de ani. Gonorea este o infecție bacteriană. Se poate dezvolta și la nivelul cavității bucale, gâtului, ochilor și a anusului. Primele simptome apar în general în 10 zile de la expunere, dar există și cazuri când pot trece și câteva luni până la apariția acestora. Simptomele gonoreei sunt scurgere purulentă din penis sau vagin, durere sau senzație de arsură la urinare, sângerare menstruală abundente sau sângerare între menstruații, testicule inflamate și dureroase. Netratată, gonorea poate conduce la sterilitate. Se poate transmite și de la mamă la făt, ducând la infectarea conjunctivei sau căilor respiratorii ale copilului. Sifilisul este o infecție bacteriană care afectează pe lângă organele genitale, pielea și mucoasele, dar și alte zone ale corpului, inclusiv creierul și inima. Are 4 stadii evolutive, primar, secundar, latent și terțiar. Tratat în primele stadii de evoluție, boala este complet vindecabilă. Netratat, chiar dacă simptomele nu sunt evidente, boala avansează. Sifilisul este transmis și de la femeia gravidă infectată la făt. Sifilisul congenital poate fi o boală fatală pentru nou-născut. Prin urmare, este foarte important ca gravida infectată să primească tratamentul corespunzător. HIV sau virusul imunodeficienței umane afectează capacitatea organismului de a lupta cu agenții patogeni. Virusul HIV determină apariția bolii numită SIDA sau sindromul imunodeficienței dobândite. Afecțiune cronică care poate pune viața în pericol. În primul stadiu al infectării este posibil să nu apară simptome, iar la unele persoane se dezvoltă simptome asemănătoare unei gripe, de obicei la 2 până la 6 săptămâni de la infectare. Testarea fiind singura modalitate prin care se poate afla dacă o persoană a fost infectată sau nu cu HIV. Simptomele mai persistente sau cele severe pot apărea chiar și la peste 10 ani de la infectare. Pe măsură ce virusul se multiplică, se pot dezvolta infecții ușoare sau simptome cronice de tipul unor ganglioni limfatici inflamați, diaree, scădere în greutate, febră, tuse, dificultăți respiratorii, oboseală inexplicabilă, transpirații nocturne, cefalee persistentă și infecții oportuniste. Trichomoniaza este o infecție cu transmitere sexuală frecventă, provocată de un parazit microscopic.
De obicei, parazitul infectează tractul urinar la bărbat, însă, în majoritatea cazurilor, nu dă niciun simptom. La femei, parazitul infectează vaginul și provoacă simptome care pot merge de la o iritație ușoară până la inflamație severă. Simptome ce poate să apară la o săptămână până la o lună de la expunere. Vă propun să organizați o dezbatere prin care să evidențiați comportamente sexuale cu potențial risc pentru sănătate. La finalul activității, realizați un afiș prin care să promovați informațiile reale despre reproducere și sexualitate. Spor la lucru!